În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În primul rând, concentrați-vă un pic mai în față, că nu-i cald și să nu stăm împrăștiați. Așa? Și doi, să ne amintim sau să ne dăm singuri seama, după cum am ascultat la Sfânta Evanghelie astăzi, Evanghelia patimilor sau răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos, și o să vă puneți întrebarea de ce la înălțarea Sfintei Cruci trebuie să se rostească la pericopa evanghelică episodul cu punerea lui Hristos pe cruce și actul răstignirii în sine. Pentru că în momentul în care vorbim de Sfânta și Dumnezeiasca Cruce, noi vorbim de jertfă. În momentul în care vorbim de Sfânta și Dumnezeiasca Cruce, vorbim de mântuirea în Hristos, pe cele două temeiuri. Restaurarea omului, adică spălarea păcatului strămoșesc, și îndumnezeirea omului, adică înălțarea lui în har, până la lumina slavei lui Dumnezeu. De ce spune? Întru lumina ta vom vedea lumină. Sărbătoarea de astăzi, sau acest praznic pe care îl cinstim noi la 14 septembrie, nu știu dacă ați fost vreodată la priveghere în momentul când se face slujba de seară în mănăstire și în biserici, Sfânta Cruce, cum o vedeți și astăzi, împodobită cu flori, este purtată de preot în mijlocul bisericii, se fac închinări în cele patru zări, apus, răsărit, miază zi și miază noapte, preotul urcă și coboară la cei, Doamne milește, de 40 de ori, și arată crucea poporului, așa cum s-a întâmplat evenimentul atunci când Patriarhul Metodie, dacă mi se pare exact, în momentul în care Sfânta Împărăteasă Elena a vrut să afle taina și puterea și lucrarea de viață făcătoare a Sfintei Cruci, s-a dus acolo la Ierusalim, unde a fost răstignit Mântuitorul, și spune tradiția veche că un oarecare chiriac, un evreu bătrân, știa din tată în fiu, din generație în generație, locul unde a fost răstignit Hristos. La vremea respectivă, când împărăteasa Elena s-a dus să caute acel loc, acolo se făcuse în grădina Ghețimanii, un loc cum este și la noi, la marginea, să spunem, orașului la Tomești, lumea începe să aducă gunoaie. Și s-a făcut un loc al gunoaielor. Ei, în momentul când a avut loc calvarul Mântuitorului Iisus Hristos, să nu ne închipuim timpul de astăzi în care noi cinstim sau serbăm Sfânta și Dumnezeiasca Cruce cu onoarea și cu cinstea cuvenită prin puterea lucrătoare a Duhului Sfânt, ci crucea era un simplu element de tortură. Au fost puși pe ea doi tâlhari și Iisus Nazarineanu, care la vremea respectivă părea puțin deplasat. Dacă vă veți uita în Evanghelie Noului Testament, frații lui și cei care îl cunoșteau îl credeau puțin nebun. Cum spune acesta? Sunt Fiul lui Dumnezeu. Adică nu-l înțelegeau. Și atunci când l-au răstignit, el a fost un oarecare anonim pentru cei care nu credeau și nu-i interesa. Pentru că Iisus avea un număr mic de adepți, cei 12 apostoli pe care el spune: eu v-am ales pe voi, nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am numit prieteni, eu v-am numit ucenicii mei, eu v-am trimis în lume și așa mai departe. Ei, bătut în cuie, răstignit, pus în mormânt, controversa care la vremea respectivă a deranjat a fost tocmai faptul că s-a zvonit că a înviat. Zvonul a fost rapid, cum este și astăzi manipularea politică, când vrei să acoperi o chestiune sau o mizerie mai mică cu una și mai mare, și a spus: nu e adevărat, zice, rezolvăm noi, mergeți la arherei, mergeți la ostașii romani, dați bani mulți, spuneți că pe când dormeau l-au furat și vă scoatem noi în fața cezarului. Bineînțeles că zvonul împărțit în ambele tabere, odată oficial din punct de vedere iudaic și roman, prin faptul că este furat, deja n-a mai interesat pe nimeni, deci s-a mers pe ideea de pietate și s-a mers pe ideea de exagerare și au furat liderul, mă rog, ca să-l îngroape după datină, iar mai departe lucrurile au rămas
în dispută din aceasta, unii credeau, unii nu credeau, unii aveau semne, unii nu aveau semne, dar de obicei cei care aveau semne erau de fapt cei care urmau lui Hristos, erau cei care se convertiseră, erau apostoli, erau mironosițele, erau cei apropiați, Nicodim sfetnicul de taină, Iosif cel din Arimatea, bun și evlavios, așteptând și el venirea lui Hristos. Dar ceilalți au tratat-o la nepăsare. Ei, și atunci, ca și vechiul obicei, după ce avea loc răstihnirea, crucile acelea s-aruncau undeva, deci n-aveai ce să faci cu ele. Uneori se întâmpla că acești răstihniți nici nu mai erau dați jos de pe cruce. Erau lăsați acolo până ce îi mâncau animalele, asta o știți dacă vreți din timpul lui Nero, când a dat foc Romei și a răstihnit câteva mii de creștini. În momentul respectiv, acolo s-au aruncat și alte gunoaie și crucea a stat aproape 300 de ani sub gunoaiele Ierusalimului, care le aruncau oamenii din zona, din cetate, care era la marginea cetății. Și în felul acesta, acest chiriac spune, aici a avut loc calvarul răstihnirii. Aici este Golgota, aici, la vremea respectivă, se spune că ar fi fost aruncate crucile, aici se spune că ar fi fost mormântul, pentru că acolo era o capiște, unde e astăzi Biserica Sfintei Învieri. A săpat împărăteasa Elena și a găsit din întâmplare toate cele trei cruci. Ce este însă interesant? Că nu puteau să distingă la vremea respectivă care cruce ar fi de viață făcătoare. Nu o să intrăm în detalii, le citiți din Viețile Sfinților, trecând un mort pe acolo, în momentul în care a atins cele trei cruci, crucea adevărată a lui Hristos, în momentul în care a fost atins, mortul s-a ridicat și a înviat. Care au fost cuvintele pe care le-a rostit cel care murise? Viața din mormânt a răsărit. Deci a confirmat învierea. Și din momentul acela, Sfânta Cruce a fost dusă la Ierusalim cu mare fast, a fost ridicată în fața creștinilor, pentru că deja vorbim de creștinism, vorbim de 300 de ani de prigoană, dacă ne gândim începând de la anul 60, de când Nero a început să maltrateze creștinii, începând de la Titus Vespasian, care la anul 70 scoate pe evrei din Ierusalim, de tot are Ierusalimul, distruge cetatea Masada, distruge și ultima rezistență iudaică și în cele din urmă, singurul care va exista și va scrie toate aceste lucruri va fi Iosif Flaviu, un rabin bătrân cu înțelepciune, un om foarte cultivat. El va scrie o carte ce se cheamă Antichități Iudaice. El îi prorocește, ca să spunem așa, într-un fel, lui Titus și îi spune, tu vei fi general și rege aici în Ierusalim. Acesta i-a spus, dacă scap, îți cruți viața. Și într-adevăr, când a ajuns, i-a cruțat viața și în felul acesta el a fost ferit, trimis undeva în Cezarea și în felul acesta, de acolo a putut să scrie mai departe toate istoriile iudaice, așa cum au fost ele la vremea și la timpul petrecut, când el le-a trăit cu ochii lui. În momentul în care împărăteasa Elena a arătat crucea poporului și s-a cântat acest tropar pe care îl auzim și astăzi, mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, nu spun mai departe că îl știți, crucea a fost arătată la toată lumea și imediat va urma, dacă veți vedea întotdeauna consemnat în calendarele ortodoxe și dacă veți vedea consemnat în istoriile geografice, împăratul Constantin va avea și el un semn când își pune flamurile pe toate insemnele crucii pe flamuri și pe steagurile de luptă, îi învinge pe celelalte două rudenii a lui păgâne, pe Liciniu și pe Maxențiu, face un regat mare, devine împărat a tot Imperiul Roman și în felul acesta, prin semnul pe care l-a văzut împăratul Constantin prin crucea de stele pe cer, va fi și el creștin, dar ce fel de creștin? Creștin înțelept. Adică, ce înseamnă creștin înțelept? Deși toată viața nu și-a pierdut demnitatea de cel mai mare
adică împăratul era rege, împăratul era Dumnezeu, împăratul era soare, împăratul era preotul cel mare, era tot. El întruchipa sfințenia absolută și a păstrat acest primul între egali, deci el a fost cel mai tare, dar a dat libertatea creștinismului, știm de edictul de la Milan, împărăteasa Elena s-a ocupat de zidirea tuturor bisericilor din Ierusalim. Slavă Domnului Piatră, să faci 1000 de biserici, nu cât i-a făcut împărăteasa Elena, pe toate locurile și semnalmentele evanghelice ale pericopelor din Biblie. Unde a avut loc înălțarea, unde a avut loc pogorârea Duhului Sfânt, unde a avut loc răstihnirea, unde a avut loc învierea. Cei care ați fost la Ierusalim ați văzut Mareața Biserica Învierii, care este suficient de încăpătoare și care are în ea bisericuța mică sau baldachinul, unde se află altarul Sfântului Mormânt, unde este piatra de pe care, de acolo de unde a înviat Hristos. Lespedea care o vedem noi deasupra nu este originală, dar piatra de sub ea, piatra care este acoperită, acolo mormântul este mormântul original unde a stat Hristos. De acolo vine Sfânta Lumină, la înviere, în Sâmbăta cea Mare, când se face vecernia Sâmbetei Celei Mari și în momentul în care îngerul dă semnalul, clopotul cel mare al bisericii se trage la Ierusalim și vine Sfânta Lumină, adică în momentul sosirii Sfintei Lumini, clopotul începe să bată de la sine cu putere dumnezească și oamenii văd cum Patriarhul scoate din mormânt Sfânta Lumină a Învierii lui Hristos, care este unicul eveniment incontestabil în toată lumea, încercat să fie demonstrat cu fosfor chimic care se aprinde după, nu știu când, nu știu unde. Interesant este că deocamdată acel mormânt este pecetluit și verificat și n-ai ce să iei din el, că e doar numai niște piatră, n-ai ce să atingi, n-ai ce să pui. Vata care se pune este toată îmbibată cu aromate și cu parfumuri, deci ar fi un semn să nu ardă, pentru că în momentul în care vorbim de cremene, deci ce-i ud nu se aprinde și totuși acea lumină nu vine decât la sărbătoarea Paștilor, de aceea vorbim și de data pascală numită Pascalie, care e stabilită după felul cum merge cerul, cum merg semnele timpului, cum merg zilele anului și cum vorbește Evanghelia. Evanghelia ne arată toate regulile și toate lucrurile care s-au petrecut în momentul când a avut loc învierea. De ce v-am explicat toate lucrurile astea? Pentru că în momentul când vorbim de Sfânta și Dumnezeiasca Cruce, nu putem vorbi decât de învierea lui Hristos, de răstihnirea lui Hristos, de moartea și învierea Lui și apoi de înălțarea la cer și de prima sfântă și dumnezească liturghie, pentru că El este prescura și crucea și altarul. Jertfitorul este chiar Dumnezeu Tatăl, care atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său, cel unu născut, l-a dat la moarte și încă ce fel de moarte? Pe cruce! Și ați văzut prima întrebare care trebuie să-și o pună orice creștin, sună așa. Ce este viața veșnică? Ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Ei, împăratul Constantin a trăit acest mare semn la sinodul unui ecumenic, atunci când s-a făcut minuni cu Sfântul Spiridon, o știți, cea cu cărămida, cu apa și cu focul, nu stăm să o repetăm, iar împăratul și-a dat seama că creștinismul este religia autentică, a dat privilegii, a dat libertate, dar nu și-a schimbat atitudinea romană, și-a schimbat doar capitala, s-a dus în Bizanția sau Istanbulul de azi sau Constantinopolul de altă dată. Marea cetate a Constantinopolului, care n-a rămas din ea decât Sfânta Sofia, făcută de Justinian pe la anul 600, și găsim în această cetate a Constantinopolului locul unde împăratul Constantin a fost ferit de senatul roman și pervers al Romei și al Ierusalimului, unde putea oricând să fie ucis, pentru că acolo erau mai înverșunați, pentru că și după împăratul Constantin vor mai fi mici excese și încercări de persecuție, dar el a dat libertatea creștinismului pentru totdeauna. În schimb, împăratul Constantin, deși are semne minunate, unul din marile semne de care
Biserica îl consemnă prin Eusebiu de Cezarea, spune așa, că umplându-se de o boală grea, vracii și oamenii vremii de atunci, doctorii, cum se spune, că nu erau medici și antibiotice și aparat, asta, sistem de operație sau sistem de sterilizare, cum e astăzi, într-un spital de boli de dermatologie sau așa, i-a spus că dacă se spală în sânge de prunc, se va curăți. Și el a spus, nu, nu pot să văd mame plângând, lasă, duc boala așa. Evsevie de Nicomidia vine și îi spune așa, împărate, dacă te vei boteza, te vei curăți. Și într-adevăr, când l-a botezat pe împăratul Constantin, la bătrânețe, pe patul de moarte, nu era prea tânăr, deși el făcea libertate, dădea libertate creștinismului, a căzut ca solzi acea boală de pe el, în apă s-a coborât o lumină puternică, raza Duhului Sfânt, și împăratul s-a vindecat și s-a curățit. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să înțelegeți uneori că sunt lucruri care pot fi făcute bine și de cei care nu sunt neapărat creștini. Credința nu este un act mitologic. Credința este un act viu, este un act care se justifică, este un act de trăire interioară și este un act care ține de comportamentul personal, de voința personală. Să spunem că eu sunt de orice altă religie și de mâine vreau să gândesc ortodox, vreau să trăiesc plenar credința în Hristos, credința cea ortodoxă. Și eu n-apuc să mă bucur de bucuria Sfântului Botez. Dar îmi doresc lucrul ăsta și n-am unde să o fac. În momentul în care ai murit, tu nu vei fi judecat la credința la care ai fost, ci în credința în care ai crezut. De aceea, uneori, și noi creștinii facem exces de zel și suntem câteodată mai ortodoxi decât Papa, suntem câteodată mai sfinți decât Dumnezeu, suntem câteodată mai exagerați decât adevărul sau mai concentrați ca Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie, uneori depășim cuvântul literii care e mai mult decât că ucide, dar distruge, dezbină și strică, uităm întotdeauna de Duhul care dă viață. Și în felul acesta uneori facem greșeli catastrofale. Mai auzi câteodată și azi sunt dispute de genul acesta. Tu cum ai avut botezul? Prin stropire, prin turnare sau prin afundare? Nu-i valabilă credința ta. Dacă nu te botezi prin afundare de 3 ori, nu te mântuiești. Tu când te-ai botezat, erai copil mic, erai în brațele nașului și a preotului care ți-a făcut botezul. Evident că atunci nu puteai să-ți dai cu părerea despre botezul tău decât prin mărturia celor care au fost de față. Dar dacă tu crezi în Dumnezeu și ești ortodox și mergi la biserica ortodoxă, și te închini și te rogi, tu înaintea lui Dumnezeu ești botezat. Pentru că există mai multe botezuri. Există botezul credinței, deci al trăirii autentice, al faptelor. Și aici am găsit o istorioară, am dat de ea întâmplător într-o zi. A spus cineva, zice că bună de ascultat. Și am zis, bă, ce-o fi vrând ăsta să spună? Zic, ceva important tot este aici. Și ce era în istorioara respectivă? Cine a simulat-o sau cine a trăit-o sau... N-aș putea să spun dacă e o regie de film, dacă ea e reală, dar oricum conținutul ei este fascinant. Un pastor foarte renumit din America, cu soția lui, care era și ea secretara bisericii lor de acolo din America, și el, marele și renumitul pastor despre care toată lumea vorbea de bine, într-o zi a ieșit pe stradă cu mașina și a văzut că cineva face semn cu mâna. Soția, ca întotdeauna femeia fiind mai îngăduitoare, a spus, hai oprește și ia-l, să facem și noi o faptă bună, dacă Hristos ne verifică. Hai bine, dacă spui tu, îl iau. Au dat drumul acelui om să urce în mașină, s-a suit pe bancheta din spate, ei amândoi fiind pe bancheta din față. Și ce fac oamenii la drum? Bună ziua, de unde ești, cine ești, ce-i cu tine? Și bineînțeles că pastorul cu îngânfata slavă de șartă specifică învățătorului de lege din Evanghelie,
ca să-l prindă în cuvânt, spune pe Iisus, de data aceasta la fel vrea să-l prindă în cuvânt, îl întreabă, și ce profesiune aveți? A, eu sunt pastor la cea mai mare biserică din America. Dar de ce ați ținut să menționați că la cea mai mare biserică, dacă ați fi fost la una mică, nu erați tot pastor? A, nu, dar la comunitatea unde sunt eu, avem exagerat de mulți adepți și credincioși care vin la biserica noastră. E cea mai mare din zona respectivă. Și vă simțiți demn de o asemenea funcție, sau cum se numește la dumneavoastră, slujire? Păi da, dar eu pentru Dumnezeu îmi dau viața, eu pentru Dumnezeu trăiesc, eu pentru Dumnezeu exist, eu pentru Dumnezeu propovăduiesc, eu pentru Dumnezeu lucrez, eu pe El e viața mea, eu fără Hristos aș muri. În clipa respectivă nebunul scoate un pistol și îi spune, dă-te jos din mașină. Ăla a înghețat, s-a dat jos din mașină și i-a spus, stai în genunchi cu fața la răsărit. Ăla s-a pus în genunchi și i-a spus așa, de tine depinde dacă trăiești sau mori. Ăla a intrat frica în el când l-a văzut pe ăsta cu pistolul, ce-a zis, un psihopat, e clar, mă împușcă. Și psihopatul i-a spus așa, îi spun psihopat că așa îl vedea pastorul. Psihopatul i-a spus așa, dacă crezi în Hristos cu adevărat și vrei să mori pentru El, spune-mi da și eu acum te împușc și te trimit la Hristos. Dacă încă nu ești pregătit să fii cu Hristos, spune-mi și eu atunci nu te împușc și te las în pace. Păi nu, nu, nu vreau să mor. Atunci omul respectiv își pune pistolul la cap și trage de trăgaci, și culmea, în loc să moară, a rămas în picioare. De ce? Pistolul nu avea gloanțe, ci era o verificare de rutină a ceea ce mărturisim noi în gura mare, bătându-ne cu pumnul în piept, față în față cu realitatea pură de credință. Și a început să plângă. Pastorul s-a înduioșat și a întrebat, frate, cu ce te pot ajuta? De ce plângi? Spune-mi ce ai nevoie. Caut un om care să-mi vorbească de Hristos. Dar nu l-am găsit pe acela, tu nu ești. Eu caut pe unul care este gata să moară, cum a murit și Hristos pe cruce pentru cei care erau a Lui. Deci, ăsta este semnul despre care vorbim noi azi la Dumnezeiasca Cruce. Noi toți suntem credincioși, dar Doamne ferește, mereu vă repet, să nu se întâmple să vină și peste noi europenii, cum e în Siria și în Egipt, și să vezi acum îi omoară pe creștini ca pe animale, și totuși ea nu se împotrivesc, primesc moartea. Și totuși noi am avea scuze dacă ni s-ar cere și am spune că nu suntem pregătiți. Adică este mare artă să înțelegi jertfa și taina crucii, pentru că Pavel, nu întâmplător, a spus două lucruri mari legate de Sfânta Cruce. Nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului, pentru că ai singura care te mântuie. Ce făceau martirii? Ce făceau martirii când mergeau la moarte? Cântau. Și la un moment dat îi întrebau procuratorii, ghemonii, cei care îi chineau, dar voi de ce cântați când muriți? Păi și mergem la o viață mai bună, mergem la o viață mai înaltă, ne întâlnim cu Dumnezeu, nu mai avem nevoie de nedreptățile lumii acestea. Cum și voi vreți să mureți pentru acest concept inexistent, care de fapt nu există, ce l-ați văzut voi pe Dumnezeu? Da, pentru asta vrem să murim, pentru Hristos. Și ei omorau uimiți că ăștia nu ripostează, nu se apără, nu reacționează niciun fel. Iar împăratul Constantin a fost singurul care a înțeles acest lucru, privit în istoriile lumii moderne, este cel mai decadent împărat din istoriile romane, n-a cucerit nimic, n-a dus războaie, el s-a ocupat de cu totul altceva, de creștinism și de biserici. Deci a fost privit într-un mod ciudat, mai ales de faptul că a fost și un om foarte dur. El și-a ucis adepți din familia lui personală, fiu, nevastă, cumnată, cumnat,
tocmai pentru faptul că trădau și puneau la cale asasinarea lui ca să-l omoare, să vină un împărat demn care să conducă imperiul, să duce de râpă, fără război, fără lauri, fără glorii, fără gladiatori, fără circ, fără pâine, cum era în sistemul roman. Și atunci el cu sânge rece i-a cam curățit pe toți. N-a fost prea ușor să trăiești după mentalitatea romană cu o inimă creștină. Și de aceea vă spun și astăzi, când avem aceste excese de furie și suntem mai ortodoxi decât ortodoxia, să avem grijă că s-ar putea să fim puși vreodată în fața mărturisirii autentice și nu facem față. Deci bine este să te rogi cât trăiești lui Dumnezeu să te întărească, cum spune acolo, în vreme de primejdie, în vreme de ispită, în vreme de necaz, în vreme de boală. Un alt lucru pe care îl spune Apostolul Pavel, spune așa, tot legat de puterea crucii. Pentru cei ce cred, este arma puterii și înțelepciunea. Pentru că e desăvârșirea. Dar pentru cei ce nu cred, pentru cei ce nu cred, este nebunie. E linie. Cer semne, iudeii cer minuni, cum spune în Evanghelie. Sau poate invers, nu știu dacă am zis corect. De ce vă spun lucrul ăsta? Crucea este cea care ne arată nouă o altă lume. Crucea este cea care ne arată nouă o altă cale, o altă viziune. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, când vorbește despre cruce, vorbește în două feluri. Ca jertfă. Fiul omului va fi prins, va fi răstignit și a treia zi va învia. Fiul omului va fi prins, va fi răstignit, bătut pe cuie, pe cruce, va fi pus în mormânt, dar a treia zi va învia. Deci vorbește de cruce ca altar de jertfă. Deci iubirea totală prin suferință. Iubirea totală pe care o găsim la martirii care, deși erau biciuiți, mâncați de animale, tăiați, trași pe roată, bătuți, spânzurați, schinjuiți, ei se bucurau, nu blestemau, cum spune, binecuvântau, cântau și lăudau pe Dumnezeu. Este cea mai grea cruce, este foarte ușor să-ți închipui un martiriu, dar este foarte greu să-l trăiești. Și apoi vorbește de cruce într-un mod cu totul deosebit, același Mântuitor Iisus Hristos, și spune așa, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, adică să-și lase ifosul și personalitatea, v-am spus cândva odată o glumă, stă Mântuitorul în tron aici, dar el stă smerit, stă pe tron, că așa-i porunca, că așa scrie Evanghelia și va sta Fiul omului pe tron, pe norii cerului și 12 scaune cu cei 12 apostoli vor judeca semințiile pământului. Nu-și dorește el acest tron, dar se numește tronul slavei, adică a puterii dumnezeiești. Și vine academicianul, inginerul, ministrul, doctorantul, cine ar fi el ca funcție, ca putere? Hamă cu prostiile voastre, cu riturile voastre, cu miturile voastre, cu figurațiile voastre, cu impresiile voastre, cu biserica voastră. Și Hristos totuși nu coboară de pe tron să-i tragă o palmă, să-i întrebe, băi, ticălosule, dar tu mă denigrezi în casa mea, mă denigrezi între ale mele, că spune Scriptura, la ei săi au venit și nu l-au cunoscut, la ei săi au venit și nu l-au primit. Cine sunt ai săi? Creația. Doar Hristos n-a venit în alte lumi, nu era extraterestru și a apărut de pe Marte, pe Pământ. Nu. Era fiul Mariei și a teslarului, Iosif din Nazaret. Nu știm noi pe tatăl său și pe mama sa? Deci vedeți ce simplu? Cum spune el, m-am coborât din cer. Ei, tocmai această controversă, tocmai această controversă l-a făcut pe Iisus să ne arate că atunci când pleci pe drumul crucii trebuie să fii lepădat de sine, de prejudecățile lumești. Și ce înseamnă prejudecățile lumești? Cercetarea credinței. Prin argument științific, prin argument cosmic, prin argument filologic, prin argument geografic, prin argument istoric. Deși, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, toate le găsim. Era în timpul lui Cezar Augustu, când domnea Arhelau în Iudeia. Deci, vedeți, ne dă și argumentul istoric și geografic și tot. Și ne dă și argumentul cosmic. O stea de la
O stea venea spre Betleem și magii mergeau în urma ei. Nu știau ce e cu acea stea, care când apărea și când dispărea. De ce eu vă spun că nu trebuie? Noi umblăm prin credință și nu prin vedere. Iisus Hristos argumentează acest lucru când le spune apostolilor. Apostolii rămân lângă El, sunt aleși ca ucenici și de acum se bucurau. Și Mântuitorul le spune, nu vă bucurați de cele ce auziți și de cele ce vedeți. Că mai fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Mulți ar fi vrut să audă ce auziți voi și să vadă ce vedeți voi, dar n-au putut. De ce? Că erau profeți, ei nu au profețit. Ce a spus Isaia? Fecioara va lua în pântece. Cât a trecut? 600 de ani. Să spunem că spun eu acum o prorocie și 102 de ani nu se întâmplă nimic. Eu era așa la un nebun, auzi ce a spus. Și peste 600 de ani să vezi că se împlinește prorocia. Deci vedeți? Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Profeții au mers prin deductibilitatea Duhului Sfânt. Ce le-a spus Duhul, ce au vorbit. Așa zice Domnul, așa grăiește Domnul, așa a spus Domnul, așa a zis Domnul, așa poruncește Domnul. Atât ce îi venea lui în minte în clipa respectivă, insuflat de Duhul Sfânt. Și ce spune Pavel insuflat de Duhul Sfânt? Dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Deci nu există moarte. Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Adică ar fi fost un simplu mit, cum e budismul, cum e mahomedanismul, cum e shintoismul, cum e taoismul, cum e confucianismul și celelalte mii de religii și învățături religioase care sunt pe planetă. Dar Hristos a înviat, ne-a dat șansa de a fi din nou oameni duhovnicești. Semănați-vă într-o stricăciune, să ieși el predica, voi, nervos. Ne-a dat șansa să fim și duhovnicești și trupești. Și într-o stricăciune, și într-o nestricăciune. Și într-o slăbiciune, și într-o putere. Și pământești, și într-o slavă. Dar ne-a dat acest lucru concomitent. Azi ești păcătos și te pierzi cu firea în patul femeii, mâine ești în genunchi la rugăciune. Astăzi ești păcătos și te pierzi cu firea în fața sticlei cu băutură, mâine ești în fața icoanei și lăcrimezi. Deci vedeți? Antiteza dintre omul duhovnicesc și omul pământesc, dintre suflet și carne. De ce spune Apostolul Pavel? Lupta voastră nu este împotriva cărnii și a sângelui. Aștia-și cer firea lor, vin, trec și se duc. Lupta voastră este împotriva stăpânilor și domnilor acestui veac. Mulți, spune profetul David, sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Sfântul Antonie spune, este plin cerul de draci ca sita care ne chinuiesc în fel și chip. Să urâm, să dușmănim, să fim spurcați, răutăcioși, îndărătnici, îndrăciți, înrăiți. Dar Dumnezeu este Cel care luptă permanent și ne curăță prin crucea sa și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Biruința asupra celui potrivnic dăruiește. Auzi ce frumos! Deci când te-ai însemnat cu semnul Sfintei Cruci, ai chemat chipul Duhului Sfânt pe fața ta, la Deuteronom 11. Când și-au luat ei legea, au cerut să o aibă pe frunte, de-aia poartă cornul ăla, e o cutiuță cu legea scrisă care și-o leagă la cap, am văzut și în Ierusalim, acum iară când am fost, cum se rugau la zidul plângerii cu cutiuța aia în cap, pe dreapta ta, deci tot timpul țin cartea cu mâna dreaptă și plânghe acolo, dau din cap, parcă se olea cu oligofreni, și pe pieptul tău, adică la inima ta. Și noi când ne facem cruce, ca să vedeți care derivă din Vechiul Testament, în numele Tatălui, deci legea, a Fiului la inimă, dragostea Fiului, a Sfântului Duh, dreptatea Dumnezeu, amin. Deci nu facem cruce la întâmplare. Deci crucea are o justificare. Deci dorim ca legea lui Dumnezeu să fie în trupul nostru, în sufletul nostru și în inima noastră. Același apostol Pavel vorbește despre puterea crucii, spunând așa, propovăduirea Evangheliei nu stă într-o înțelepciune, ci în nebunia propovăduirii. Apostolul Petru, până a primit Duhul Sfânt la cinzecime,
Ați văzut, s-a mai și lepădat de 3 ori, a mai și plâns cu amar, s-a mai întâlnit și cu Hristos la Marea Tiberiadii când i-a dat pește fript și pâine, l-a reprimit în apostolie, a dat puterea apostolească zicând pe această piatră voi zidi biserica, i-a dat și cheile împărăției de cunoașterea tainilor prin lucrarea apostolică de propovăduire în lume, dar când a venit Duhul Sfânt peste el, a ieșit în mijlocul Ierusalimului și când a început să propovădească, nu-l mai putea opri nimeni. Ce au spus ăștia? Bă, ăștia-s beți de vin, vorbesc, fac gălăgie. Nu fac gălăgie. Erau și mezi, și parți, și elamiți, și perși, și greci, și iudei, și spune acolo vreo 10 nații. Și toți auzeau fiecare în limba lor ce vorbea Petru în limba lui, glasolalia. Deci puterea de convertire a cuvântului de la gură la urechi pentru toate neamurile să asculte Evanghelia. Nu neapărat îți trebuie școală de germană, școală de rusă, școală de franceză sau de engleză. Când vrea Dumnezeu, face pietrele să propovăduiască Evanghelia. Că dacă vă stăcea voi, vor vorbi, pietrele spune Evanghelia. Și iată că în felul acesta l-au prins pe Petru și au zis, bă, dar taci, oprește-o deodată. Și au spus, nu, noi nu putem să tăcem. Am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre, noi am trăit asta. Ce spune o femeie la naștere când naște? Îl ține pe ăla mic în braț, îl pupă, se bucură, îl alăptează, îl înfașă, îl leagănă. Băi, știi cât de greu l-am născut? Bă, ce durere am avut? Dar slavă Domnului că e sănătos. Bă, dar știi ce durere? Nu ți le pot descrie. De ce? Că ea a trăit taina. Așa este și nașterea din credință. Până nu l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu, poate să-ți vorbească toți filozofii. Până nu ți-a atins El inima, tu ești nimeni. Până nu te-a atins El cu harul Duhului Sfânt, tu nu știi ce vrei. Ești creștinul ăla de duzină, bucuros că ai o cruce la gât sau cercei în formă de cruce și ești bucuros că îi pace și poți merge la biserică, stai tu jumătate de oră să asculți slujba sau dacă te plictisești, mai stai pe o bancă. Da, credința autentică înseamnă să ardă dragul și dorul lui Dumnezeu în tine. Crucea, să se lepede de sine, să devină om nou, să-și ia acum crucea, pentru că vor veni belele gârlă, că asta înseamnă jertfa, Domnul pe cine iubește ceartă, Domnul pe cine iubește cercetează, aurul stopește, se călește în topitoare, spune acolo, și prin foc se strălucește. Astea v-am dat pilde legate de cruce, de jertfă. Și în cele din urmă, să-mi urmeze mie, când te-ai convins că merită să mă urmezi, vine, dacă nu, nu mai veni. Când te-ai convins că merită să fii al meu, caută-mă, dacă nu, nu te mai deranja. Când te-ai convins că eu te-aș putea mântui și sunt creatorul tău, strigă-mă, dacă nu, nu te deranja. Când te-ai convins că afară de mine nimeni nu este mai mare în cer și pe pământ decât cuvântul Tatălui din veac, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, caută-mă, strigă-mă, cerem și îți voi da, dacă nu, nu te mai deranja. Deci astea sunt semnele lui Iisus Hristos pentru crucea personală să vină după mine, adică să-mi urmeze mie. Ce a făcut Iisus când a fost om? S-a născut sărac. A stat în brațele unei maici, o copilă de 15 ani, v-am spus, oricând acuzată de adulter, cum facea un copil cu moș de 90 de ani. Iosif era bătrân. A mers cu măgărușul pe jos din Betleem la Ierusalim, 1000 de kilometri. A fugit din calea lui Irod. Ce spun colindele mai departe? Că se naște, cum spune, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Și a ajuns și mare. A propovăduit, a înviat morți, a făcut minuni, a vindecat bolnavi, dar la urmă a fost bătut în cuie pe cruce. Așa e și mersul la biserică. La început îți pare frumoasă slujba, la început îți par frumoase cântările, îți par frumoase cărțile și deodată începi tu așa ăla care ai bătut biserica ani de zile și ai deja carte de muncă și începi să spui, a, m-am lămurit și cu popii, m-am lămurit și cu credința, m-am lămurit și cu biserica. În primul rând te-ai lămurit cu dracul din mintea ta. A reușit stăpânul binelui și a răului să-ți dea să guși din fructul care nu trebuie și deodată din lumina cunoașterii lui Dumnezeu, celei dumnezeiești,
că aceasta e adevărata viață veșnică, ca lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu, ai început tu să cunoști adevărurile pe care le-a cunoscut Adam la pomul cunoștinței. Vrei să fii ca Dumnezeu? Mănâncă de aici. Vrei să fii mai tare ca ortodox și fă-te catolic. Vrei să fii și mai tare decât catolici, fă-te greco-catolic. Vrei să fii și mai tare decât greco-catolici, fă-te protestant. Vrei să fii și mai mare, fă-te anglican. Vrei să fii și mai mare, fă-te luteran. Și s-au făcut mii de biserici. Iar Pavel vine și întreabă, au s-a împărțit Hristos? I-a luat Petru, a luat Chefa, a luat Apollo. Dumnezeu este tot întru toate. Cred întru unul Dumnezeu. Acela care stă răstihnit pe cruce. Azi, la înălțarea Sfintei Cruci, El stă răstihnit pe cruce. De aceea, în acatistele vechi, noi spunem astăzi, bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoare creștinilor, bazându-ne pe partea din troparul creștin. Pe vremea când s-a descoperit Sfânta Cruce, dacă veți mai fi vreo babă de 90 de ani, prin cărțile vechi înainte, în acatistul Sfintei Cruci, imnul de final nu era bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea creștinilor. Bucură-te, lemn fericit. De ce? Că pe tine a putut sta Dumnezeu care te-a creat ca lemn, a stat Creatorul Lumii, te-a spălat cu sângele Lui și te-a făcut din lemn muritor, lemn nemuritor, de viață dătător. De aceea noi când purtăm crucea la gât, nu o purtăm în formă de bijuterie, ci o purtăm în formă de semn creștinesc. Deci chiar dacă ai din aur sau cu petricele, dar tu cinstești crucea și valoarea ei. Ați văzut creștinii, dacă au mai slăbit în credință așa și au dat în design și în realism și în civismul ăsta modern și în exacerbarea luxoasă, au început să-și facă și lucruri după timp. Icoanele sunt toate numai pietre scumpe, toate sunt numai fericături în aur și argint ca să placă ochiului. Dar dacă te rogi la o icoană veche, pictată pe o scândură de lemn, cu un chip din ăla mai nereușit, dar făcut în post și rugăciune cu evlavie, parcă observi că mai degrabă din icoanele alea vechi mai vine câte o lacrimă sau o boabă de mir, decât din diamantele și din pietrele scumpe, care sunt lucruri și deșertăciuni făcute de mâini omenești. Nu că Dumnezeu n-ar merita aurul lumii. Nu că Dumnezeu n-ar merita diamantele și mărgăritarele lumii, că El le-a și lăsat în străfundurile pământului să nebunească lumea căutându-le și să bată să omoare după ele. Dar le-a lăsat ca să-i folosească omului, nu să se autodistrugă. Și în momentul în care tu începi să cântărești aurul, nu altarul, în momentul în care începi să cântărești aurul și nu credința, în momentul acela respectiv, ești departe de Dumnezeu, ești departe de adevăr, ești departe de cruce și ești departe de puterea ei de viață făcătoare. Orice cruce, dacă te duci într-un cimitir, ați văzut morminte de alea uitate cu o cruce de lemn, sub ele stă puterea Duhului Sfânt și trupul unui om adormit care la înviere, la o simplă scânteie, se ridică trup duhovnicesc întreg de săvârșit și merge la judecata al Dumnezeu pe norii cerului. Deci noi desconsiderăm, sau spunem, ăsta n-are bordură, n-are monument, n-are cavou, n-are flori, n-are gard, n-are cutare, poți n-ai nică. Pământ ești, în pământ te vei întoarce, în beton altădată. În momentul în care trecem la o altă formă de cruce, vorbim de cruci personale. Sunt cruci ușoare sau frumoase. Crucea monahismului, crucea fecioriei, crucea căsătoriei, sunt moduri de viețuire creștină. Dar sunt și cruci grele, de suferință, care sunt în urma păcatelor. Unii spun, vai, dar ce cruce de boală grea mai dat. Nu, nu i-a dat-o. Ai primit-o pe măsura ostenelii tale. Dacă undeva ai rămas dator lui Dumnezeu, cu lucruri mărunte și materiale, evident că mai târziu le plătește în lucruri personale. Și am să vă dau o pildă. Ai un om ultra înzestrat, cu avere, cu mărire, cu slavă, cu tot ce-ți oferă lumea. Să spunem de la rege în jos. Tu ai uitat de Dumnezeu. Ai uitat de Dumnezeu. Dar la un moment dat vine o boală grea și duci un sac cu bani și spui,
Bă, dar prost e că m-am făcut sănătos, mare minune. Acum eu mă întreb, cine a făcut minunea? Banii, doctorul sau Dumnezeu? Nu, tu ai făcut minunea, că ți-ai dat seama că sănătatea e un dar mai mare ca comoară. Deci te-ai lipsit de comoară numai să fii sănătos. Dar ce era să ai și comoară și să fii sănătos? Spune că Ioan, patriarhul Alexandriei, mergea pe drum într-o zi la slujbă, apropo de starea sufletească a noastră, de crucea personală a bucuriei. Diaconul lui era un tip foarte școlit, foarte ațos, foarte ambițios, foarte pedant, foarte în litera legii. Bătrânul era un tip mai ponderat, mai echilibrat, mai simplu. Și vine primul cercetător și spune, dă-mi un pol de aur. Și spune, dă-i. Nu i-ar fi dat, i-ar fi dat ceva mai mic, un creițar mai mărunt. Dă-i că așa cere Domnul. S-a dus mai încolo, a apărut același cercetător. Dă-mi un pol de aur. Și că dă-i. Păi, dar părinte, a mai fost odată. Dă-i. Și așa de vreo 7 ori, că nu o să stau să vă explic mărunțișul. A terminat polul de aur, că avea câțiva la el luați la drum cu caleașca mergând la slujbă. Și la un alt colț apare același și spune, dă-mi un pol de aur, nu mai am. Scris este în Evanghelie, dacă cineva îți cere haina, să-i dai și cămașa. Patriarhul și-a scos cămașa de sub și a spus, ia-o dacă Hristos poruncește. Diaconul s-a enervat foarte, părinte, dar de acum ești exagerat. Nu e posibil așa ceva. Și a spus, nu, Hristos poruncește. Merg mai încolo și apare același cerșător și spune, zice, dăm ceva de pomană. Patriarhul în simplitatea lui a spus, zice, dă-i potirul că e din aur, zice, las că ori avea aia unde mergem noi un potir să facem slujba. Și atunci diaconul a spus, nu se poate, părinte, ați depășit toate limitele. Și în clipa aceea când episcopul a întins potirul către cerșător, a apărut Hristos și a spus, ți-am verificat cu adevărat credința. Ești rupt de cele lumești. Îți voi da bogăție cât să n-ai ce face cu ea. Și spune așa, că pe o parte veneau pe mare corăbile cu aur la Ioan cel Milostiv și pe o parte plecau sărace cu milostenie. Adică, la un moment dat, spune tradiția metafrastului în cărțile sfinților, că ar fi zis Dumnezeu, dar ce Ioan, vrei să mă întreci în bunătate? Adică avea o bunătate totală. Asta nu înseamnă că de mâine ieși în stradă și întreții puturosul, dar nu-l lași cu mâna întinsă. Orice om are dreptul la o pâine. Dacă dai 10 pâini într-o zi, pentru tine le dai. Dacă dai una, pentru tine o dai. Dar dacă nu dai nimic într-o zi, nu ești creștin. Pentru că nu sărăcia te sărăcește, ci nechipzuința te sărăcește. Că ce ții tu în plus pentru tine, se strică în frigider și noi spunem duci de la porci sau de la câini. Că așa scrie Evanghelia, câinii mănâncă din fărmăturile și cad la masa stăpânilor lor. Numai că de la masa noastră cade cât ar mânca jumătate de sat când suntem nechipzuiți. Și bănuiesc că ați fost vreodată la petreceri din astea fastuoase, unde jumate sau mai bine de 3/4 s-aruncă și mai nimic nu se mănâncă. Da. Mă rog, e aerul ăla aristocratic. Hristos nu consideră asta creștinism. Hristos consideră că atunci când fratele tău este flămând și l-ai hrănit, ai făcut o faptă bună, Isaia, spune așa, când hrănești pe cel flămând, asta îmi place mie, când nu oprești prata slugii, asta îmi place mie, când împarți pâinea ta cu cel sărac, asta îmi place mie, când dezlegi lanțul nedreptății, asta îmi place mie, când nu oprești banul muncitorului, adică acelui care l-ai în subordinea sclavului, asta îmi place mie, și spune acolo, zice, nu pâinea te postește, ci faptele tale bune care ajung la mine. Deci, dacă tu poți să faci o faptă bună, aceea e o zi de post. Dar dacă tu ai mâncat fasole și ești rău și zgârcit și dușmănos și periculos, nu ești în post. Deci, ca să ajungi la crucea lui Hristos, trebuie să-i urmezi lui bunătate, dragoste și omenie. Ați văzut în Paterice, cum spune, v-am plictisit, deja vă dau drumul. Ați văzut cum spune în Paterice, călugăr te-ai făcut om când te faci. Deci asta este esența. Și apoi, după crucea
v-am spus, frumoasă vine și crucea cea grea, suferința, scârba, boala, spaima, necazul, primejdea, toate relele pământului, dar care deopotrivă sunt cruci, dar uneori nu sunt dumnezești, sunt omenești. Luați cartea Sfântului Ioan Iacob, poezii, scrisă la Ierusalim, și căutați poezia. Un creștin nemulțumit. Vă recomand ca temă pentru acasă. Se tot căina mereu, grea mai este crucea asta ce mi-a dat-o Dumnezeu. Eu vă spun doar esența. Noaptea s-a arătat Hristos în vis, l-a luat de mână, l-a dus pe un deal și a spus, ia-ți ce cruce vrei. S-a repezit la una de aur, nici n-a putut-o scoate din pământ. S-a dus la una de argint, nici n-a putut-o scoate din pământ. S-a dus la una de biar de metal prețios, nici pe ea n-a putut-o scoate. La urmă a văzut el undeva una mică, așa șubrezică de stejar, s-a dus și a luat-o în spate și l-a întrebat îngerul, ce-am, ești mulțumit? Păi, de-apă, numai asta am putut să o ridic, asta e crucea ta pentru care tu mereu cârtești. Cele de metale scumpe sunt a oamenilor sfinți, care rabdă în asta viață foarte grele nevoinți. Să încheie poezia, restul vă las să o găsiți că e frumoasă. De ce v-am spus lucrul ăsta? Pentru că toate aceste cruci puse la îndemâna omului sunt cărări ce duc la mântuire. Sunt cărări ce duc la ușa raiului. De aceea se spune că cea mai scurtă rugăciune este aceea, ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu. Să nu pierim cei ce nădăjduim la tine, să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Părintele Paisie Olaru, când trăia, el avea o apoftegmă din asta teologică foarte scurtă și frumoasă. Venea oamenii și spunea, părinte, zice, spăcătos tare, dar n-aș vrea să merg în rai. Ei, dacă ai zis așa, uite, de acum așa să te rogi. Doamne, nu-s vrednic de rai, nici în iad să nu mă dai. Vedeți ce frumos? Și după aia, omul mai spunea, că da, părinte, dar știți că e greu. Nu, tătucă, nu e greu. Tu să te lupți să ajungi până la ușă, că dacă ai pus mâna pe clanța ușă, de acolo nu te mai întoarce Dumnezeu înapoi. Dar ca să ajungi să pui mâna pe clanța ușii, trebuie să treci puțin prin jertfa crucii. Creștinismul nu este o credință de catifea. Creștinismul nu este numai slavă și frumusețe și cântări. Creștinismul înseamnă și mătanie, și rugăciune, și o noapte nedormită, și o zi de post, și o faptă bună, și un gând curat, și o inimă bună, și toate celelalte. Deci noi trebuie să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în universalitatea bunătății Lui. La ora actuală, noi, clipa care o trăim acum, avem vreo 4 feluri de creștini. Avem practicanții propriu-zis, care mai vin la biserică și încă îi mai interesează de Dumnezeu. Or fi 20-30%, nu știm exact cât sunt cei care într-adevăr au trăirea și îl caută pe Dumnezeu. Avem creștinii catalogați între mântuirea obiectivă și subiectivă, adică s-au învrednicit de tainele bisericii, știu că există, au o icoană, se duc la înviere, merg și ei la pași și eu în părtășanie, dar în rest sunt scoale lor. Adică se numesc creștinii din duzină. Ei ca o debara cu haine curate, spălate și călcate, care nu le mai porți de mult. Dar ai predispoziția să dai și de pomană, să mai tai la țoale de cârpe, să mai dai la un sărac, să mai vinzi din ele la talcioc, să mai dai la, cum se numește, la anticariat, acolo unde se vinde și nu se mai trebuie. Știi? Deci nu mai sunt, nu mai prezintă interes. Ei, așa și noi suntem. Un fel de creștini care pentru Hristos nu mai prezintă interes. Un fel de creștini care au făcut un sacrilegiu, le-au furat pe cele sfinte, tainele din biserică, dar ei nu mai au contact cu realitatea pură a Duhului Sfânt. În a treia categorie de creștini intră ultracunoscătorii. Și aici avem suficienți clevetitori, incitatori, gălăgioși, denigratori, tot ce vrei. Ăștia sunt categoria care, dacă vor, schimbă ortodoxia. Și de aici încep punțile sectelor.
toți popii 90-100% sunt curvari, toți sunt hoți, biserica e numai afacere, Dumnezeu nu mai există, minunile nu mai lucrează, Duhul Sfânt nu mai are sens, tainele nu mai folosesc. Îi vedeți, îți prin mass media, îi găsiți prin ziare și pe unde. Orice personalitate vrea să pară importantă, aruncă cu noroi în biserică și a rezolvat problema. Nu deranjează, biserica rămâne aceeași. Nu o să vedeți vreodată o biserică să miroase altfel decât a tămâie, că dacă ar mirosi după gura celui ce bârfește, ai considera că e toaletă. Dar noi ne obișnuim cu ideea că Hristos a spus în Evanghelie că nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Doamne, ajută să-i întoarcă pe toți, 1000%. Dar în același timp, mai avem o categorie de credincioși, se numesc în acoperământul Maicii Domnului așa. Bucură-te ceea ce tăinuiești pe cei ascunși ai tăi în mijlocul lumii. Avem creștini preocupați de actul de smerenie, nu-i auzi odată lăudându-se sau vorbind aiurea. Creștini preocupați de rugăciune, nu-i auzi niciodată pierzând vremea cu lucruri mărunte, își văd de treaba lor. Creștini care sunt preocupați de măsurile postului sau înălțării minții la Dumnezeu. Creștini care sunt preocupați să facă un bine și nu pregetă să-l facă cât de des. Sunt puțini, dar sunt. Îs ca, cum spune Evanghelia, și-a pus femeia 3 măsuri de făină, a pus boțul și a frământat până a cuprins toată frământătura. Ei sunt drojdia credinței, dintrânși mai izvorăsc în continuare creștini. Copii mici care au mai făcut religia în școală, copii mici care au fost crescuți de bunicile lor, copii mici crescuți de părinți credincioși și se mai rădică. Se rădică și un preot, se rădică și un călugăr, și o monahie, și un pusnic, și o pusnică, și un evlavios, și o evlavioasă. Dar aia nu fac zgomot, că nu au de ce. Stau la umbra crucii, sub aripa ușoară a Duhului Sfânt și sub sângele și protecția trupului lui Hristos, că cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață, foarte simplu. Eu sunt pâinea cea vie ce s-a coborât din cer. Cine mănâncă din mine nu însetează și nu flămânzește niciodată. Și ei stau acolo cu minți neobservați și vă spuneam odată asta numai ca să am cui de încheiere, Sfântul Ilie, oarecum în râvna lui puțin supărată, zice, Doamne, știi ceva? Am o idee. Pierde pământul. Dumnezeu care e iubire a zis, stai Ilie, zice, mai am încă vreo 7000 care să roagă mie. E un număr simbolic, Dumnezeu i-a dat așa o spusă. Dar și chiar dacă i-a dat 7000, deci închipuiți-vă o adunare de 7000 de oameni și faceți o comparație cu bunătatea lui Dumnezeu dusă la extrem, coborând în cetățile Sodomei și Gomorei, unde acolo erau 2 orașe cu 5 cetăți, care toți erau duși cu mintea săraci, păcătuiau cu păcatele grozave, încât Dumnezeu a coborât foc din cer, i-a topit, i-a șters, și acolo e marea moarte, e apă, foc și pucioase. Și totuși Avram, în drumul lui cu Dumnezeu, până în Sodoma și Gomora, că nu putea intra în întuneric, lumina prin întuneric, trebuia o lumină să călăuzească lumina. Și lumina era Avram, patriarhul, și-a luat toiagul și hai pe jos din Hebron la Sodoma și Gomora, că acolo era Lot, fratele sau cumnatul lui, care avea cele 2 fiice, cu femeia care s-a făcut stâncă de sare, că și-a uitat cerceii și podoabele acasă și s-a întors după ele când a văzut că sare foc din cer. Și a zis, Doamne, dar dacă spazăști de drept, tot îi pierzi. Nu Avrame, nu-i pierd. Dar dacă strizăști, tot îi pierzi. Nu îi pierd Avrame. Dar, Doamne, dacă îți 20 și îi pierzi, nu îi pierd Avrame. Uite, nici pentru 5 n-am să-i pierd. Ca să nu mai stea Dumnezeu să discute inutil cu Avrame. O arăta până unde e bunătatea. Când au ajuns în Sodoma și Gomora, erau doar 3. Lot cu cele 2 fiici. Că ceilalți toți erau nebuni. Aveau păsărele săraci. Aveau pofte nesăbuite. Și spune că în răsăritul soarelui, pe când îngerii îl suiau pe Lot cu cele 2 fete în muntele Țoarului, Sodoma și Gomora ardea în foc și în pucioasă. Mânia lui Dumnezeu. Deci ăștia 7000 pentru care Dumnezeu nu pierde pământul, răspândiți pe fața întregului pământ, ei sunt martori ai mei
Martorii învierii, martorii credinței adevărate, pe fața pământului, vor fi martori în ziua judecății. De-aia Dumnezeu nu pierde pământul. Sfântul Pahomiș a permis odată să-i spună lui Dumnezeu așa, că, Doamne, mi-ai îngăduit să vorbesc cu tine, să te cunosc, să stăm la sfat, dă-mi și mie o explicație. Neamul ăsta nostru călugăresc, vorbea ditagma monahilor, dar bine, la vremea aia Pahomi avea 5.000, Antonii 3.000, Ieftimii 2.000, erau comunități întregi, Șenuti din Atripi, 15.000, ăsta la altul, Afrat Persanu, 1.500 de călugări, un sat întreg de călugări. Și zice, dacă neamul ăsta a nostru așa s-a străcat și s-a slăbit în rugăciune și în lucrare, de ce ai mai lăsat fața pământului? Mai bine șterge. Dumnezeu a încruntat sprânceana și a zis lui Pahomi, nu tu faci legile pământului. Tu vezi de lucrarea ta călugărească. Creștinismul și lucrarea înaltă nu va dispărea niciodată. Până la sfârșitul veacului va exista creștinism și călugărie și căsătorie și văduvie și toate crucile pe care le-a rânduit Evanghelia. De ce? Că pentru fiecare clipă care o trăim pe pământ, trebuie să existe locul celui care are locul fiecare acolo unde el rânduit. De Dumnezeu, sau unde e locul unde trebuie să așeze. Și spune așa, dacă vor fi toți călugării răi la sfârșitul veacului, voi avea ca mărturie călugării buni din primele veacuri creștini și îi vor judeca pe ei de ce nu au făcut ce au făcut ei. Dacă vor fi toți creștinii răi la sfârșitul veacului, voi avea creștinii de la începutul veacului care erau buni și îi vor judeca pe ei de ce nu au făcut că erau oameni ca ei. Și lumea tot n-o șterg. Și dacă vă uitați la psalmi undeva pe la după psalmul 72, când mai citesc psaltirea, îmi pică câte o idee și pe aia o pierd, uiți-o înseamnă. Și că și tu, Doamne, nu vei pierde neamul acesta și el te va pomeni în veac. Deci Dumnezeu nu a făcut lumea ca să o piardă, ci ca să o mântuiască. Dumnezeu nu a făcut lumea ca să o distrugă, ci ca să o mântuiască. Dumnezeu a făcut-o ca să se desăvârșească. Deci, crucea este primul semn al desăvârșirii, ca să știți. De aia spune, zice, că însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne, adică semnul Sfintei și de viață făcătoarei cruci. O să ne mai întâlnim la tema crucii, cred că și duminica viitoare, că e duminica după Sfânta Cruce. Și atunci vom aborda alte teme. Pentru astăzi am abordat doar puterea crucii și lucrarea ei. Spor și lucrare duhovnicească, minte înțeleaptă, să aveți crucea în suflet, să aveți crucea în gând și în rugăciune, să o aveți în casa dumneavoastră și pe pieptul dumneavoastră și Dumnezeu ne va mântui. Amin. Amin.